Nokia G10 și G20. Două dispozitive entry-level care nu s-au depărtat foarte mult de conceptul inițial al unui telefon mobil. Acel aparat portabil care te ajută să ții legătura cu oamenii atunci când ești pe drum. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom vorbi despre două telefoane care sunt destinate oamenilor fără pretenții, care sunt destinate oamenilor care au nevoie de un dispozitiv care să-i ajute să dea apeluri, să citească mesaje, probabil o știre, probabil un mail, probabil un videoclip pe YouTube ocazional, probabil au nevoie de o baterie care să-i țină o zi, două, probabil un dispozitiv ieftin. Hai să vedem care-i treaba cu cele două telefoane. Nokia G10 și G20 se aseamănă foarte, foarte mult, inclusiv la conținutul ambalajului. Un încărcător de 10W și un cablu USB tip C pentru alimentare și transfer date. Cam atât găsim în pachet, evident, alături de papetăria aferentă și cheița pentru sertar. În ceea ce privește designul celor două telefoane, acesta este foarte, foarte similar, cu mici diferențe pe aici, pe acolo. Butoanele de volum și butonul de power sunt ambele în dreapta. Pe partea din stânga avem sertarul și butonul pentru Google Assistant. În partea superioară avem mufa jack 3.5 și microfonul secundar. Iar la baza telefonului avem grila pentru difuzor, o mufă USB tip C și microfonul principal. Pe spate avem un modul de cameră circular și capac din plastic. De asemenea, și rama telefonului este tot din plastic construită, iar geamul este din sticlă securizată, însă nu se specifică versiunea acesteia. Ce m-a surprins foarte tare în acest segment de preț este că ambele modele au rezistență la stropi de apă. Așadar, dacă te prinde o ploaie ușoară, poți să vorbești liniștit pentru că telefoanele nu vor avea absolut nicio problemă. Ca și sistem de securitate, ambele telefoane vin cu senzori de amprentă încorporați în butonul de power și deblocare facială cu ajutorul camerei pentru selfie. În ceea ce privește rapiditatea acestora, este destul de mare, însă animației îi ia ceva timp să ajungă la sfârșit și de aceea vei avea impresia că telefonul se deblochează destul de încet. Însă, imediat când pui degetul, el vibrează ca și cum ar recunoaște amprenta și deja s-a deblocat. Hai să testăm și deblocarea facială. Îi ia ceva timp să se deblocheze, dar hei, este acolo. Același lucru este valabil și pentru G20. Uite că m-a recunoscut. Hai să vorbim mai departe despre ecranele telefoanelor, care sunt identice. Panouri IPS HD+, cu o densitate de 269 de pixel per inch și o luminozitate destul de mică. Adică, în momentul acesta în care voi vă uitați la videoclip, luminozitatea este la maximum. Așadar, în bătaia directă a soarelui, vei avea ceva dificultăți în a citi elementele de pe ecran. Pe partea de sistem de operare avem Android 11 și interfața este apropiată de cea stock. Ce apreciez pentru acest segment de preț este că avem cei 2 ani de actualizări software, ceea ce înseamnă că telefonul tău nu o să rămână blocat în 2021. În ceea ce privește performanța, avem niște procesoare destul de slăbuțe, adică un Helio G25 pe Nokia G10 și un Helio G35 pe Nokia G20. Evident, am făcut și Geekbench în cazul în care sunteți curioși, însă nu cred că este relevant pentru un astfel de dispozitiv. 149 în single core pe G10 versus 168 pe G20. Pe multicore stăm ceva mai bine, avem 730 versus 969 pe G20. În ceea ce privește experiența de utilizare a sistemului, vei observa câteva sacadări pe aici, pe acolo, mai ales când vine vorba de animații, în timp ce ai mai multe aplicații aici în memoria telefonului. Pe partea de stocare, cele două telefoane vin în mai multe variante. G10, 3 cu 32
cel pe care îl vedeți în fața voastră și poate urca până la 4 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern. G20 poate să urce până la 128 de GB spațiu de stocare intern, de asemenea tot cu 4 GB RAM. Mergem mai departe către camere. Ambele telefoane incorporează senzori de 2 megapixeli, macro și depth. G10 are o cameră principală de 13 megapixeli, iar G20 de 48, alături de care mai găsim un senzor de 5 megapixeli cu lentilă ultra-wide. În ceea ce privește calitatea foto, ambele telefoane s-au descurcat bine pentru categoria lor de preț. Nivelul de detaliu este suficient pentru cadre simple sau documente. HDR-ul s-a descurcat și el bine, a păstrat echilibrul în cadru, însă nu vă imaginați că este la nivel flagship. G20 are un avantaj datorită senzorului mai mare și a lentilei ultra-wide. Per total, ambele modele sunt mai mult decât utilizabile atâta timp cât așteptările sunt păstrate într-o zonă realistă. În ceea ce privește conectivitatea, ambele telefoane se aseamănă foarte, foarte mult cu o mică diferență. G20 are NFC. În schimb, sunt foarte modeste. Bluetooth 5.0, Wi-Fi BGN, adică fără 5 GHz și fără dual band, USB Type-C 2.0 și conectivitate 4G. În ceea ce privește autonomia, Nokia susține că bateria ar ține până la 3 zile, dar evident acest lucru este influențat și de scenariul de utilizare. Eu l-am testat și nu l-am dus sub 50% cât timp m-am jucat cu el, ceea ce este un lucru foarte bun. Pe partea cealaltă, nici nu are hardware care să consume foarte mult. Ecran, procesor, RAM, jocuri, să nu vorbim, pentru că nu poți rula fluid Asphalt 9 sau, eu știu, PUBG. În schimb, te ține bateria. Te ține 2 zile lejer. Și atunci, da, este un telefon cu funcție de telefon la care vorbești, la care telefonești. Pentru că, în fond și la urma urmei, ăsta a fost scopul inițial al unui telefon mobil, ceea ce am spus și la începutul acestui videoclip. Ce m-a surprins în mod particular este calitatea construcției. Da, aici în colțuri se văd urmele de la matrița unde a fost turnat materialul, dar sunt finisate, sunt polișate, nu le simți la mână. Capacul se îmbină foarte bine cu rama, ecranul și sticla acestuia. Din nou, se îmbină cu bufferul și bufferul la rândul lui de carcasă. Iar atunci am numai cuvinte de laudă, având în vedere că este un telefon atât de ieftin. Și cumva îți dai seama că este un Nokia. Orice s-ar întâmpla, oriunde ai fi, vezi un telefon și îți vei da seama că este produs de Nokia. De ce? Pentru că, deși urmează liniile de design moderne, au anumite elemente specifice lor. Și acest lucru îmi place foarte mult pentru că au o identitate. După ce au avut-o, au pierdut-o și au regăsit-o. Iar acest lucru este un lucru bun, chiar dacă vorbim de niște telefoane super ieftine. Cam asta ar fi de spus despre aceste două telefoane. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre aceste două telefoane în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem data viitoare. Salut!